Astăzi, împreună cu specialistul în acupunctură, Alina Belgrip, vom încerca să vă arătăm procedura de acupunctură care ajută să amelioreze criza de migrenă sau chiar poate să o trateze. Alina, povestiți, vă rog, în ce constă procedura și care sunt beneficiile unei proceduri de acupunctură? Acupunctura, paralel cu medicina tradițională, are ca scop ameliorarea stării pacientului în crizele migrenoase. Deci scopul atât a acupuncturii cât și medicamentos, în primul rând, este relaxarea pacientului, scăderea tensiunii, atât nervoase cât și musculare, și mărirea aportului de oxigen. În cazul migrenii, deci suferă creierul de insuficiență și aport de oxigen și de substanțe alimentare. De asta apar aceste dureri migrenoase foarte puternice. Cred că pacientul este gata, da, este să inițiem gata procedura. Deci, pentru tratamentul, așa zicem, tratamentul migrenilor, este nevoie de mai multe ședințe de acupunctură. Pe partea posterioară, de-a lungul coloanei vertebrale, sunt o serie de puncte biologic active care noi le inserăm în timpul acupuncturii, care se numesc și posterior a organelor, care au nemijlocit funcția de a relaxa și de așa este o noțiune de a stinge focul. Deci aceste dureri insuportabile și deci în acupunctură are organul, are proiecție sau are proiecție zonă specială pe corp și punctele biologic active, care sunt mai mult de 600 și sunt încă în descoperire. Alina, care sunt riscurile când practicăm astfel de procedură mini-invazivă, de fapt? Este mini-invazivă, deci, practic, riscuri sunt minime dacă sunt efectuate de un specialist calificat. Deci, unica senzație este puțin neplăcut, probabil, că este o senzație de pișcătură sau așa o mică frigere, deoarece atingem terminațiile nervoase. Asta și este normal. Probabil că sunt pacienți care au anumite contraindicații. Contraindicațiile, în primul rând, sunt tumorile, da? Maligne. Mai ales maligne, da. Desigur că acolo nu ne mai implicăm deja. Și unele probleme neurologice de tip epilepsie, adică atunci când sunt undele electrice sunt mai majore decât la normă, atunci noi putem să facem, să pornim criza de epilepsie. Deci cam așa. Procedura pare să fie destul de accesibilă și simplă. Da. Sunt persoane cu pragul dureros puțin mai jos, deci sunt mai sensibile, alții tolerează foarte ușor această procedură. Și v-aș spune că rezultatele, practic, le avem din prima ședință. Ce calificări trebuie să aibă specialistul ca să aibă dreptul să practice astfel de proceduri? Deci, în primul rând, în Republica Moldova, în Europa, este necesar absolut Universitatea de Medicină, adică studii superioare medicale. În America, în China, aceasta nu este obligatoriu. Dar eu fiind medic, tot știind ca să fie o specialitate medicală, pentru că asta mult contează. Deci procedura se practică strict în condiții pregătite pentru astfel de procedură, probabil că în condiții de casă, astfel de procedură. Eu optez pentru condiții de instituții medicale, acolo este vorba și de condițiile sanogene, cât și condițiile medicale, adică asistența și prezența personal medical. Din practica dumneavoastră, cam câte proceduri este nevoie de efectuat pentru o persoană care suferă de o migrenă cronică, care are dureri de cap de mai mult timp? Da, într-adevăr, în aceste cazuri este nevoie de o durată mult mai mare, adică mai multe ședințe, mai multe cure. Adică pentru o cură este necesar undeva de 10 ședințe. O cură constă 10-12, putem lua o pauză și pe urmă să ulterior 3 în săptămâni, o lună, iarăși să revenim. Dar întotdeauna, nu știu, este ceva foarte individual, asta în dependență de cum reacționează persoana la ședințe. Adică noi ne conformăm condiționat, vedem cum merge persoana, asta e tot foarte individual. Văd că pacienta se simte foarte bine. Eliza, ce ne puteți spune? Cam care este sentimentul de înserarea acelor? A fost un pic o senzație așa mai puțin plăcută. Parcă asemenea se aseamănă cu înțepătura unui ea foarte bine.
rest, absolut nimic nu deranjează. Au trecut un pic emoțiile și probabil acum vă simțiți confortabil. Da. Vreau să spun că au fost făcute multe testări medicale sau studii științifice în domeniu cât de mult ajută acupunctura în cazurile migrenoase și au fost luate loturi de pacienți care aveau migrenă și la care se inserau acele anume în punctele acestea biologic active, care, adică prin stimulam terminațiunile acestea nervoase. Și alt lot de pacienți exact cu aceleași afecțiuni, dar unde se puneau așa, la adictele, nu profesional, acele nu se inserau. Și deci s-au demonstrat efecte că, într-adevăr, pacienții care aveau acupunctură profesională, deci au avut și rezultate. Alina, vă mulțumesc pentru așa o procedură frumoasă. Înainte de a iniția tratamentul migrenii, este foarte important să aflați cauzele ce provoacă această criză. Durerile de cap pot semnala probleme grave de sănătate și faptul că o să mâncați o mână de semințe de floarea soarelui cu siguranță nu le va rezolva.